Domnule prim-ministru, stimați colegi, am convocat Comitetul Național pentru Situații de Urgență, dată fiind evoluția lucrurilor în țară, pentru a fi extrem de operativi. Rog direct pe domnul Sandu să ne spună câteva lucruri despre prognoza meteo pentru perioada imediat următoare. Domnule prim-ministru, poveste relativ bună ar fi aceea că, începând de astăzi, până vineri după amiază, în partea de vest, inclusiv sud-vestul cu jumătatea de vest a Olteniei, vom avea cantități de precipitații, nu spun că nu mai plouă, dar cantitățile de precipitații vor fi undeva la 10-15 litri pe metru pătrat, care nu vor determina o creștere, să zicem, a nivelului. Partea mai grea este pe Moldova și voi formula în felul următor. Începând de la ora 17 astăzi până mâine la ora 12, Neamț, Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Tulcea, Constanța, Ialomița și Călărea sunt sub cod portocaliu. Deci până mâine la 12 vor fi cantități importante de precipitații în această zonă. Mâine la ora 12, cu probabilitate de peste 80%, vom ridica codul portocaliu Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomița, Constanța, Călăraș. Dar celelalte din Moldova, de se mută un pic mai pe nord, vor rămâne sub cod până seara. Nu pot preciza acum dacă va fi tot portocaliu sau galben, dar va continua să plouă în această zonă. Până mâine seara. Miercuri, tot în acea zonă, din nordul Moldovei și centrul Moldovei, va continua să plouă, dar iarăși cu probabilitate foarte mare ca să nu mai fie cod galben sau portocaliu miercuri. Și miercuri seara va fi o pauză până sâmbătă și în această parte. În concluzie, după părerea mea, partea grea a zilelor care urmează până miercuri sunt județele Vrancea, Galați, Vaslui, Bacău și Neamț, care se suprapun în cele două atenționări care urmează. Domnul Adler. Deci, situația actuală pe râuri se prezintă în felul următor. Avem cod galben pe aproape toate râurile submontane din sudul României. Avem de asemenea depășite cotele de atenție și inundație pe Olteț. Ceea ce vedeți dumneavoastră, am pus o hartă acolo, aveți câteva enclave marcate cu verde, care acoperă o suprafață destul de mare din teritoriul României. Pe râurile acestea, cotele de atenție sunt aproape atinse, deci Albia este plină cu apă, astfel încât orice cantități suplimentare vom primi ne vor conduce la depășirea cotelor de atenție și inundații. Această avertizare de cod galben este valabilă până la ora 7 astă seară. Vom reactualiza însă prognoza la ora 6. Iar în cazul în care cantitățile importante prognozate meteorologic se vor realiza, am făcut un scenariu, am proiectat aceste cantități de apă pe cursurile de râu și vă rog frumos, ultima hartă, aș vrea să o proiectați, în care puteți vedea că sunt multe sectoare de râu pe care atingem cod portocaliu. Asta înseamnă niveluri care depășesc codele de inundație. Este vorba de Jiu, între Filia și Podari, Olteț, de asemenea Vedea și Afonții Săi, Neajlovu, Prahova Superioară, Delormanu, Teleajenu, Buzău, Călmățuiu, de asemenea Râmnicu Sărat, Putna, Trotușu, Bârladu, afluenții mici în principal și de asemenea intramontan râul Negru. Rămân multe râuri care erau sub cod galben, care își păstrează codul de avertizare.
De asemenea, completăm podul Portocaliu pentru Dobrogea, râurile mici care vor răspunde foarte rapid acestor cantități mari de precipitații. Deci, la scenariul realizat de depășiri de precipitații peste 50 de litri pe metru pătrat, deja avem foarte multe râuri cu cod Portocaliu, deci trebuie o atenție deosebită. Da, vă mulțumesc, domnul Gabor. Mulțumesc, domnule ministru, domnule premier, domnule ministru, vreau să vă informez că noi suntem în stare de alertă și alarmă de numai puțin de 14 zile. În România au căzut cantități deosebite pentru această perioadă, în jur de 200, 250, chiar 300 de litri pe metru pătrat. Important este că nu am avut o ploaie generalizată, însă cantitățile care au fost deosebite și am reușit să gestionăm sistemul de apărare împotriva inundațiilor, astfel încât la ora actuală să atenuăm undele de viitură în toate acumulările pe care le gestionăm. Dacă la 1 mai aveam în acumulările pe care le gestionăm împreună cu hidroelectrica 2,6 miliarde de metri cubi, astăzi avem 3,1 miliarde de metri cubi și numai în ultima săptămână am atenuat în acumulări 150 de milioane. Am reușit să tranzităm undele de viitură care au fost pe Trotuș, Putna, iar în cursul la sfârșitul săptămânii pe Jiu și afluenții săi, Oltețu și afluenții săi. La ora actuală tranzităm unda de viitură care s-a reformat pe râul Jiu datorită precipitațiilor de ieri și pe Olteț tot datorită precipitațiilor de ieri. Menționez că toată această chestiune nu am avut inundații majore decât terenuri agricole care au fost inundate și în special în zona de digmal sau în zone neîndiguite și atenuarea undelor de viitură a fost în special generată de infrastructura pe care o avem în zonele intramontane. Vis-a-vis de ce o să fie în următoarele două zile, vă spun că suntem din nou în stare de alertă. Colegii mei din sucursale au intrat și au atenționat toate autoritățile locale care vor fi în această perioadă atenționate. Am tranzitat o undă de viitură pe Trotuș acum o săptămână, când Trotuș avea 20 de metri cubi pe secundă la 700 în câteva ore. Cred că dacă va apărea o astfel de viitură, nu o să avem probleme. Am luat legătura cu colegii din țările vecine, cu Moldova, Ungaria, Serbia, să vedem care este situația în țările vecine. Prutul a avut o viitură scurtă cu câteva zile, avem acumularea de la stânga Costești și putem să gestionăm situația. Pe Dunăre avem 7.000 de metri cub pe secundă la intrare în țară și colegii sârbi și unguri nu prognozează momentan o creștere a debitelor pe Dunăre, pentru că dacă la intrare în țară am avea acum cam în jur de 11.000 de metri cub pe secundă, care nu e un debit foarte mare, dar cu aportul râurilor din țară am putea avea probleme. Deci la ora actuală aceasta este situația sistemului și vă pot spune că putem să o gestionăm în continuare fără probleme. S-ar putea să apară viitori pe râuri care sunt mici, cu bazine hidrografice mici, unde cantitățile de apă, dacă sunt mari, ele reacționează foarte repede. Precipitațiile din ultima perioadă face ca solul să fie îmbibat cu apă și vă pot spune că apa curge ca după asfalt la ora actuală. Timpii de concentrare sunt foarte rapizi, dar pe râuri mici, unde nu avem infrastructură ca să putem să gestionăm lucrurile. Râuri de ordine 3, 4, 5. Pe râurile principale nu cred că vom avea probleme, pentru că o să gestionăm situația. Mulțumesc. Domnul director, am văzut pe drum încoace în media niște știri despre un dig care s-a rupt sau se rupe. E ceva verificat? Că n-aș vrea să dăm știri neadevărate. Domnul premier, vă informez că informația care este apărut la Antena 3 e legată de un dig de la Pătrăgeancă. Este o investiție pe care noi o avem pe Dunăre. Pe Dunăre nu avem probleme. Cei care sunt constructori au deschis o consolidare de mal care are ceva probleme din cauza afluierii și au trebuit să deschidă consolidarea și să o repare. Deci nu e nicio chestiune legată de inundații. Ce vă pot informa este că o acumulare piscicolă din
care este între, între județul Telorman și Giurgiu a fost, a fost deversată. Acumularea are 100 de mii de metri cub. A fost erodată în zona deversorului de ape mari. E o breșă dintre un pe lățime de vreo 6 metri și adâncime de 1 metru. Volumul este 100 de mii. În aval avem doar terenuri agricole. Directorul de la Seghia Giurgiu ne poate da mai multe informații. Am primit informația cu o jumătate de oră. Nu sunt probleme, nu afectăm localități, case, decât niște terenuri agricole. Iar acumularea este o acumulare mică, categoria D, și nu este, nu are autorizare de funcționare în siguranță. Deci tot ce înseamnă acumulări piscicole în categoria aceasta trebuie să aibă autorizări de funcționare în siguranță. Da, domnule prim-ministru, în sală se află toate reprezentanții tuturor instituțiilor statului care au atribuții în legătură cu astfel de situații și de asemenea în țară la videoconferințe se află reprezentanții tuturor instituțiilor cu responsabilități din fiecare județ. În consecință, noi vom desfășura această activitate informându-ne reciproc ce situații sunt în fiecare județ. Vom transmite și noi de aici ce avem de transmis. Însă pentru ca dumneavoastră să vă puteți desfășura celălalt de programe, vă invit pentru început la să ne spuneți dumneavoastră câteva cuvinte. Bun, bună ziua! Eu n-aș vrea să încep să vă dau sfaturi la oameni care, unor oameni care asta faceți și asta e meseria dumneavoastră. Sunt doar câteva lucruri punctuale. În primul rând vreau să le transmiteți, pentru că aici suntem cei cu funcții de conducere. Vă rog să le transmiteți mulțumiri miilor de oameni din teritoriu care în aceste zile și nopți au fost prezenți și cred că este și meritul lor că până în acest moment n-am avut victime omenești și pagube foarte mari, mai mari decât ceea ce s-a raportat deja. În al doilea rând, aș vrea să vă rog, atât cât până la urmă natura și posibilitățile noastre tehnice ne permit, să avem o atitudine cât mai preventivă posibil, să nu așteptăm să se întâmple un necaz și după aia să alergăm să îndreptăm. Evident că nu putem preveni tot. Dar cred că, din acest punct de vedere, orice efort pe care îl faceți de a încerca să stabilim care sunt localitățile cu potențial de apariție a unor situații de urgență, ne ajută foarte mult și cred că ne și costă mult mai puțin să prevenim pe cât posibil decât să așteptăm să se întâmple necazurile și după aia să alergăm cu toate forțele să îndreptăm ceea ce e de îndreptat. În al treilea rând, fără niciun fel de conotație politică, vreau să-i rog pe prefecți, pe toți cei care pot să transmită primarilor în special. Înțeleg că este campanie electorală, dar cred că e mai important să ia toate măsurile în aceste zile să nu sufere localitatea pe care o conduc. După aceea, campanie e normală, e legală, nu e nimic rău în asta. Dar aș vrea să lase campania o zi, două, trei, cât, și vorbesc de absolut toți primarii, nu mă refer la o forță politică sau la alta, dar cred că cel mai mult o să aprecieze cetățenilor dacă au grijă și au toate măsurile necesare. Și o bună ocazie și pentru dumneavoastră să verificăm dacă primăriile noastre, nu pe hârtie, ci în realitate, au și cel mai mic mijloc necesar de a interveni în asemenea situații. Că probabil dacă îi întrebăm ne raportează că totul e bine și dacă mergem și verificăm nu găsim nicio lopată și nicio pereche de cizme pe la cele mai multe dintre primăriile acestei țări. Așa încât acum la necaz, dar haideți să pregătim să nu fie necazuri și mai mari în viitor. În rest, vreau să vă rog pe toți reprezentanții instituțiilor să încercați să colaborați indiferent că țineți de alte ministere, de aceea am dorit să fie prezenți și cei doi miniștri, ministrul administrației și internelor și ministrul delegat, domnul Dobre, și ministrul mediului, doamna Plumb, pentru că realmente aici nu e vorba de a exista vreo concurență între instituții sau de a da vina unul pe altul, că se mai practică, știți foarte bine și chestia asta. Vă rog să colaborați cât puteți de bine și să încercăm să evităm orice fel de pagube ireparabile. În rest,
Dumnezeu decide când oprește ploaia, nu decidem noi lucrul ăsta și nici nu încercăm să schimbăm voința naturii, dar tot ceea ce ține de dumneavoastră vă rog să faceți ca să prevenim cât putem de mult, pentru că e mult mai bine și mult mai ușor și mai ieftin decât să reparăm după aceea necazurile. Încă o dată vreau să vă rog să le mulțumiți celor care pe acasă, prin fiecare localitate, au stat și probabil vor mai sta în zilele următoare, ziua, noaptea, pe unde este ceva de făcut. Și, indiferent de partea de bunuri, faceți orice efort să nu avem pierderi omenești. Orice viață e mai importantă decât oricâte case sau oricâte terenuri inundate. Pentru cheltuielile pe care le aveți în această perioadă și pentru ce este de reparat după acest fenomen natural, o să avem sumele necesare la fondul de rezervă, la fondul de intervenții, din câte știu, nu prea e nimic. Dar atunci, în celălalt fond de rezervă al Guvernului, și pentru așa ceva, avem și găsim banii necesari. În rest, vă rog doar să fiți foarte vigilenți și să colaborați cât mai bine într-o echipă care cuprinde toate instituțiile prezente aici. Mulțumesc și să sperăm că lucrurile nu vor fi foarte rele, că foarte bune greu să fie în perioada următoare.